În satul Dobrușa din raionul Șoldănești a fost găsit un document vechi. Artefactul datează din 1914 și dezvăluie data întemeierii bisericii din localitate. În scriere sunt menționate și numele ctitorilor. Descoperirea a fost făcută în timpul lucrărilor de reparație la lăcașul sfânt din sat. Lucrătorii au dat jos toată tencuiala de pe pereții bisericii. În spatele ei, la nivelul temelii, la o adâncime de aproximativ un metru, muncitorii au descoperit o piatră mare încrustată. După ce au lovit piatra, au găsit o sticlă umplută cu ulei, în care se găsea o hârtie. Pe locul acesta a fost o sticlă. În sticlă era ulei și în uleiul acesta era foița. Erau pietre sticlă? Aici, da, aici a fost o piatră așa ieșită, mare. Nu am săpat așa ca să întărim cu beton. Și am stricat-o și când am ajuns am dat de sticlă. Documentul este scris în limba slavonă. Din text răiese că biserica a fost întemeiată la 4 iulie 1914. Oamenii din Dobrușa spun că nu cunoșteau când a fost ridicată biserica din sat. Acum ei știu că edificiul are exact 100 de ani. În sticlă era ulei și ulei era scrisoarea care o lăsat-o. Aici tot unul care știe pe atunci de la împăratul Nicolae, de la împăratul Nicolae încă. Și-a scris că din 1914, a patra zi, în iulie, aprilie 4 iulie, da. Și interesant că noi chiar nu știam de cât de și an e construit biserica. Și nu a fost interesant tare. Administrația satului este în căutarea mai multor informații despre biserică și autorul scrierii. Urmează să ne interesăm la mitropolie, să arătăm, să vedem, poate și dumnealor sco interesați de istoria lăcașilor sfinte din satele noastre. Cu părere de rău, dacă nu se cunoaște nimic, nu avem nicio dată despre istoria bisericii, cine o construit. Este unicul document care noi acum au apărut. Reparația bisericii a demarat acum o lună. Este pentru prima dată în raionul Șoldănești când un lăcaș sfânt este reparat capital. Toți pereții erau umezi cu ciupercă, adică mucigai. Din cauza aceasta, acoperișul sus era o avut umezală de la ploaie și cădea singur. Și lemnul de sub era putred. Respectiv nu asta nu a fost tot pricina de a demonta de pe pereți, de a da tot jos. Conform devizului de cheltuieli, pentru realizarea tuturor lucrărilor sunt necesare peste 2 milioane de lei. Deocamdată primărie și comunitatea nu dispune de toată suma.